Salut abonații lui Gabi, vreau să vă urez sărbători fericite. Câte ori am stat? O oră, nu? Așa, băieți? Fete și domn și doamnă. Am ieșit cu fetele la o nucă de cocos. Unde credeți că-i aduc? Stop. Stop. Cum v-a plăcut masa? Tata, am luat mașina. Ce e mai serios? Serios și nu mai serios. Reacum de culoare. Nu cred că se prinde foarte bine pe camera. Cum bate soarele pe această pitaia. Nu se vede. Îmi pare foarte rău. Iubirea e când te uiți la cineva să simți plăcere. Salut abonații lui Gabi, astăzi o să mă aveți pe mine în prim plan. Vreau să vă urez sărbători fericite, adică a fost un Crăciun fericit, sper. Și astăzi mergem să curățăm plaja. Vă pupăm și o să vă facem un timelapse cum curățăm noi plaja asta așa, da? De ori am stat o oră, nu? Cred că am o oră. Nu prea am strâns nimic, am strâns decât partea așa puțin, dar puțin de tot. Că put chestiile astea, am și transpirat, că a trebuit să car. De jos, bă, de deci chestiile alea miros, bă, dar miros groaznic, să vă spună și domnul meu aici. Da, da, da. Deci miros groaznic. Deci groaznic, n-ai ce să faci. Trebuie să țin ăsta așa de jos, să-mi curge tot toată apa aia de putrezime în mine. Da? Așa, hai să strângem, mă mai pun la un timelapse. Niciodată, bă, dar e o regulă scrisă sau nescrisă, nu-mi pasă. Niciodată să nu-ți bați joc de prietenii tăi, da? Facem și noi o baie bine meritată. Așa, băieți. Și fete și domn și doamne. Am făcut ceva. Ne-am făcut o baie, am ieșit din mare, din ocean și ne-am plictisit. Noroc, succes în viață, succes la femei. Succes la copii. Hai, vă pup. Am ieșit cu fetele la o nucă de cocos. Ca să mănânci miez de nucă de cocos. Cum e? Foarte bună. Andreea, nu ai mai mâncat. Ce cumpăr? E lată. Ce păi cumpăr? Da, asta, păi asta, da, asta, da, aia este... A, când se... Da, când se usucă și eu iau nuca așa. Da, crește, crește. Crește, crește chestia asta, adică apa aia de înăuntru se transformă în carne. Exact. Ai înțeles? Da, da. Deci apa... tare, practic. Exact. Am venit să luăm canapele. Cum e? Foarte mișto. Comodă? Mișto. E foarte mișto. Unde credeți că-i aduc? Exact la grătărărie. Acolo unde vine carne, așa, în valuri și în valuri și în valuri. Vreo 40 de tipuri de carne. Stop. Stop. Da, mă uit la tine. Au și legume la grătar? Ne ia la mișto. Da. Păi el n-avea cum să facă burtica asta doar din vegetale. Da, nu ne face el pe noi așa din vorbe. Domnul, domnul, asta și noi venim din București. Și gorilele se hrănesc tot cu plante. În primul rând că aceasta nu este burtica, aceasta este o... Dar ce este? Musculatură relaxată, pentru că n-am făcut de mult spor. Am înțeles, da. Iau zis, musculatură relaxată, da. Pe... Ia uite, la vine cu grădinăritul. Explică... Unii agigatul. Unia are gigato, nevoie de da. 2-3 ani ca să crească cam atât așa. Aceasta este unia de gato, adică unghie de pisică. Este o plantă cățărătoare și foarte mișto. Să aveți poftă! Băieții, îți spuneți și mie, vă rog frumos, cum v-a plăcut masa? Copios. Nu mi-a plăcut. Nu, prânzul copios. Copios? Da. Ție ce nu ți-a plăcut? E foarte ieftin. Ieftin, da? Bine, el este și un tip putră de bogați, îți dai seama că da. S-a coborât la nivelul ăsta de locație. Da.
N-au fost decât 40 de feluri de carne și nu au fost dintre cele mai de top. Și ce să zic? Ia să... Helicopter! Gabriel! Am reușit să închiriem și mașină pentru prietenii noștri care vor veni mâine. Uitați, am luat mașina, cheile și să vedem care este. Gabriel e pierdut, între timp am rezolvat toată treaba, m-am dus, am făcut presiune asupra lor și uitați că ne-au dat Fiatul acesta spălat, aranjat, perfect. Ok, foarte ok. Nu știu ce ai face fără mine. Să știi că nici mă cer. Nu știu, nici, cred că nici n-aș exista fără tine. Da, asta zici. Catalin! După mine! După mine, băieți! Doamne, ce ne distrăm. Deci noi avem glumeta asta de tâmpiți. Dar tocmai aia e frumos. Toată lumea ia lucrurile numai în serios și... Ce e mai serios în ziua de azi? Nici serios și nu mai sunt serios de altă dată. Am venit aici. Oh, e Amanda, ne? Amanda. Ne-am întâlnit cu Amanda aici. Voltamos un mes, amigos. Sí. Ne-am întors aici la magazinul Hawaiian, a spus ca să-și cumpere tot papuci. Bineînțeles că ne-a recunoscut toată lumea. De-abia aștept să văd ce-și va cumpăra și cum o să-i probeze. Anca, cum îți place magazinul? Super! Ia, vedeți, vin? Așa! Isu! Da, domne, să-l pute, iau! Când cumpărăm așa, gen ca la îngrop. Vai, ce tare e! Și noi avem pe verde. Ia! Foarte tare! Și aici? Te apuci de box? Mă reapuc de box! A, mă scuzați! Nu! Haide, uite, dă! Lovește-o pe sora ta, Gabriel! Ia! Da, exact la aia mă gândeam. Pisica aia chinezească. Pâinică cu Coca-Cola, băieți? Pâinică cu Coca-Cola. Ca în România, ce să mai? Pâine caldă, ca la turci imediat după Revoluția de la Unirii. De la Hală. De la cu găurele pe fund. Pâine caldă? Pâine turcească, da. De la turci. Păi n-am zis. De la turci nu e zis avut turcească? Da. Era bună aia, dar nu am văzut de aia. Ce vremuri, ia zi. Adevărat. Ce vremuri! N-am vrea pe Ceaușescu înapoi, numai ca să mai trăim încă o dată perioada de după Revoluție. Cum e? Băieții ăștia s-au apucat să facă concurs și ne ajunge primul la casă. Numai că Gabriel n-are niciun cărucior. Stai, lasă-mă pe mine pe ca să-mi ping eu ăsta. Hai că reușești! Tu perseverează! Reserve apenas 1 kg de alimento e entregue na saída da loja. Desde já agradecemos a sua doação e boas compras. A spălat toată mașina. Ce s-a gerat? A spălat și pe picioare, a spălat și papucii. Da, domne. Obrigado. A spălat toată mașina. A făcut plinul și a spălat toată mașina. Camita, ce nu știu și acasă? Cu chelați. Aventura este oferită de ATV Rom. Dă-te cu noi!